L-a pus pe Cristi să se apere și era Mitrović, atacant. Era foarte masiv, era genul ăla de atacant număr 9 pe care cred că orice echipă din România și-l dorește în acest moment. Stângaci, execuții foarte bine, foarte bune, foarte puternic, viteză. Și l-a ținut Cristi la acel antrenament de n-a mișcat Mitrović.